Hello, hello! Hai să vedem ce mesaje ne rezervă cărțile de tarot pentru ziua de luni, 19 iulie, și hai să descoperim împreună energia acestei zile folosind o singură carte de tarot. Wow! Chiar dacă sună ciudat, avem o carte foarte frumoasă aici. Este vorba de Arcana Majoră Moartea, cartea care în tarot ne vorbește despre transformări. Ziua de luni poate să fie un moment crucial în care efectiv te transformi complet într-un aspect al vieții tale. Pur și simplu poți să treci la nivelul următor cu foarte puțin efort. Trebuie doar să accepți această transformare. Să accepți că trebuie să renunți la ceva ca să primești ceva mult mai bun, mult mai frumos și care să aducă mult mai multă împlinire în schimb. Și cum se aplică asta pentru tine depinde de situația particulară a fiecăruia. Poate că o să se întâmple în relațiile de cuplu. Trebuie să renunți la ceva ca să poți să treci la nivelul următor sau ca să poți să-ți găsești alesul sau aleasa inimii. Poate că această moarte, această transformare o să vină la locul de muncă. Se restructurează o poziție, dar ți se oferă ceva mult mai interesant, cu posibilități mai mari de avansare. Poate că transformarea trebuie să vină în sănătatea ta, în viața ta de zi cu zi, trebuie să renunți la niște obiceiuri proaste ca să poți să ai o stare de sănătate mai bună. Nu știu exact cum se aplică asta pentru tine, asta doar tu poți să afli și trebuie să te uiți atent în interiorul tău să vezi ce elemente ale vieții tale trebuie să se transforme și pe urmă să accepți energia zilei, să accepți provocările care o să apară în viața ta în această zi, pentru că o să te ducă într-o direcție foarte, foarte frumoasă. Dacă ai pe cineva din zodia Scorpion în viața ta, sau dacă tu ești un Scorpion, va fi o zi foarte importantă pentru tine. Dacă ți-a plăcut interpretarea mea și vrei să vezi mai multe etalări de tarot, te invit pe canalul meu de YouTube, unde am pregătit o grămadă de surprize frumoase pentru tine. Pa, pa!